De fapt, aici au fost produse răsadurile pentru ardei, vinete, gogoșari. Am scos răsadurile, după care au rămas roșii. Au fost castraveți, dar castraveții deja sunt pe final. Au rămas roșii de care au destinație piață. Acest solar, prima fază e pentru răsaduri. În luna mai semănăm sămânțurile pentru legume. Legumele fiind ardei, gogoșari, vinete, capia, deci toată gama legumelor. După ce scoatem răsadurile, de le plantăm pe câmp, rămâne solarul pentru rod. Este o problemă mai oarecare. Afacerea asta, parcă m-am născut cu afacerea asta, din părinții mei. În primul rând, îmi place, al doilea rând, e necesar pentru județul nostru, cel puțin. Din 95, lucrul ăsta stăm pe baza oamenilor care au nevoie de legumele pe care le cultivăm. Noi începem prin luna februarie, cu solarii, cu răsaduri. Până ajunge aici, trebuie să facem răsad. Cumpărăm sămânțurile alese pentru producțiile astea, cum le vedeți, și așa la ardei, așa la vinete, la tot. Facem răsadul, după care în mai le plantăm. Din mai, fiecare zi, sapă, irigat, stropit pentru boli, pentru gonge, pentru toate cele. Și ajungem în luna august să ieșim în piață. Să scoatem și noi cheltuielile și ceva în plus, ca să avem bani să cumpărăm sămânța pe anul viitor. Peste 5 ani sper să vedeți numai legume. Tot numai legume. Să înnoim, să îmbogățim, să împrospătăm tot, să fie așa cum își dorește oricine care cunoaște meseria asta. De acasă ne organizăm. Astăzi avem lucrarea asta și ajung 3 oameni. No, rămân, femeile rămân acasă. Eu cu tata sau eventual mama facem lucrarea respectivă. Când e mai problemă, sape, atunci venim toți de dimineața până seara. Și așa rezolvăm problemele legumelor. Ne gândim numai la legume. Să-l lărgim, să facem numai lucrul ăsta. E ceva ce am învățat și să continuăm tradiția. Afacerea asta am început-o în 2003, de la 6 ani. Am avut 6 ani de grădini. Am pus 3 ari de vinete și am pus câte o arie de ardei, gogoșar, capia. Cum trecea timpul, anul, am zis că mai mărim un pic activitatea, hai să mai facem mai mult, că e prea puțin. După 2-3 ani, deci din 2005, am ajuns la 18 ari. Și așa am prelungit și am lungit activitățile noastre, mai 50 de ani, mai 60 de ani, până am ajuns la un hectar fără 4 ari sau cam 10. O marfă bună întotdeauna e binevenită în orice casă.